Așa, destule poeme dintre cele selecționate de Comartin au fost prinse și de Drăghici în antologia asta. Am fost curios să văd de ce ai cei doi antologatori, net diferiți în gusturile lor, de până atunci, fac cam aceeași selecție și uite ce am descoperit. Încercând să explice de ce a reținut mai multe poeme începând cu volumul din 92, Comartin afirmă: începând ca un autor de Pluton, Fati evoluează de la o carte la alta, către un discurs impecabil, modulat, în ultimele sale volume de poezie, 2, Copilul tuns, 092, și Fotografie cu câine lung, 96. Toate excesele și stângăciile, stridențele sau prietele lipsite de naturalețe sunt răscumpărate în ultimele două cărți. În postfața scrisă în 2005, antologia lui, Drăghici crede că poemele sunt epurate de paroxismul și ostentația care mai dă târcoarele volumelor anterioare, iar Fati dovedește aici acuratețea stilistică și precizia turnurii ale unui maestru. Difamant, în contrapartidă, îi se reproșează editorului, Marin Mincu Pontica, faptul că a fost o mână editorial neatentă, era credință, și că această carte nu l-ar fi impus, așa cum se cuvenea pe poet în topul poeziei contemporane. E vorba de Fotografie cu câine lup, apărută la Pontica. Drăghici a fost el însuși supărat la acea dată pentru probleme de o natură similară, avute cu Mincu la aceeași editură, așa că prefer să nu creditez integral teoria lui. Sigur, nici Mincu nu l-a prins ulterior în panorama sa pe Fati, îi se reproșează pe șleau acest fapt, dar nici Manolescu sau Ștefănescu nu au suflat un cuvințel despre poeziile sale în istoriile lor mult lăudate. Mincu măcar l-a editat, ceilalți doi l-au ocolit nepăsători. Nu cred că e cazul să exaltăm virtuțile unora în detrimentul altora, mai ales când avem noi înșine ceva de împărțit cu aceea. Nici Marian Drăghici nu pusese aici, nu mai scriu asta, selectat în panorama lui Mincu. Și de aici intervenea un ton. Consider infranota antiminculiană la pagină cel puțin resentimentară. Era jos în pagină. Mai ales că exegeza antologatorului la acest volum important se cam reduce la disputa cu criticul numit răuvăitor slătinean. Criticul slătinean. Ce vorbești, mă? Ba, eu cred că a fost european, în ciuda minimalizării răutăcios provinciale a lui Drăghici. E ca și când a spune eu, în aerul viril al actorului irlandez John Wayne sau al cântărețului francez Eddie Mitchell se regăsește în figura și mișcările calme ale lui Mircea Bârțila, poet născut în 952 într-un sat unde Constantin Brăiluiu a dezgropat comoara națională numită Ale Mortului din Gorj. O lume precreștină în care cocoșul lui Brâncuș nu a trecut la ortodoxie, neinteresat în regatul său galinaceu decât de misiunea sa primordială, aceea de a alunga diavolul sau umbra lui ateie la orele mici ale nopții. Mircea Bursilă, considerat la modul flamboiant și totuși parcă neîncrezător de către Alex Ștefănescu, poate cel mai mare poet român de azi, am stabilit cum este cu măreția în timpul vieții, este etnograful naiv și sentimental al satului românesc. Însă ar fi neserios să credem că este doar un urmaș liric al școlii sociologice a lui Gusti. A lui Gusti. Deși el face